Președintele PSD Roman Dan Manoliu mulțumește nemțenilor și în special romașcanilor pentru votul pe care l-au dat aceștia la scrutinul din 11 decembrie în favoarea formațiunii politice pe care o reprezintă. Votul nemțenilor în favoarea PSD în județul Neamț va da posibilitatea ca să fie ocupate 5 locuri de deputați și 2 de senatori. În aceste condiții vor intra în Parlament din partea județului Neamț Ioan Munteanu, Dănuț Andrușcă, Ciprian Șerban, Alexandru Rotaru și Nicolae Iftimie de la PSD, precum și Mugur Cosmanciuc de la PNL și, la redistribuire, Laurențiu Leoreanu de la PNL. Pentru Senat are mandatul asigurat Emilia Arcan de la PSD și, la redistribuire, probabil Eugen Țapu de la PNL și Dan Manoliu de la PSD.